În tutorialul de astăzi vom vorbi despre un aspect foarte important în procesul de elaborare a documentației tehnico-economice, respectiv obținerea avizelor și acordurilor. Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită și se obțin de către beneficiar sau proiectant de la instituțiile avizatoare, în etapa de elaborare SFDALI și fac parte din documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Legislația care reglementează avizele și acordurile este Ordinul numărul 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții conform HG 907/2016, elaborarea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor se realizează în etapa a doua de proiectare. Ce sunt avizele și acordurile? Avizele și acordurile sunt emise de diferite instituții și reprezintă acte cu avizare favorabilă sau nefavorabilă, care au caracter tehnic de obligativitate și care fac parte din documentația de autorizare a lucrărilor de construcție. De ce trebuie să obținem avize și acorduri la proiectul nostru? Avizele și acordurile sunt solicitate prin certificatul de urbanism emis de autoritatea locală și sunt necesare la stabilirea soluțiilor tehnice ale unui proiect. Care sunt avizele, acordurile și documentațiile necesare obținerii autorizației de construire? Există două categorii de avize și acorduri. Unele se obțin de la furnizorii de utilități. Altele se obțin de la diverse autorități, respectiv mediu, apărare civilă, sănătate publică, apărare contra incendiilor, monumente istorice și zone protejate, regimul apelor de suprafață și subterane, intervențiile pe clădiri existente, circulație, comisii la primărie și poliție și altele. A. Avizele și acordurile de la furnizorii de utilități pot fi: avize de amplasament sunt acele avize care se obțin de la furnizorii de alimentare cu energie electrică, gaz, apă, canalizare, telefonie, salubritate, telecomunicații, termoficare, transport urban, etc. Este foarte important de știut că aceste avize ne informează dacă furnizorul deține sau nu rețele în zona de investiție. Acord de furnizare a utilităților de apă și canal. Acest tip de aviz se emite pentru investiții în care sunt necesare realizarea de racorduri și sau branșamente pentru utilitățile de apă, canal, în vederea obținerii autorizației de construire. Nesolicitarea acestor avize în faza SF, DALI, DTAC poate conduce la situația în care furnizorul de utilități să nu poată furniza servicii la parametrii hidraulici propuși prin proiect. Conform legii numărul 241/2006, acordul de furnizare utilități reprezintă un document scris emis de operator care stabilește condițiile de furnizare pentru utilizator și definește parametrii cantitativi și calitativi ai serviciului la branșamentul utilizatorului și prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul respectiv. Acesta poate fi solicitat prin certificatul de urbanism, însă poate fi solicitat suplimentar și de către proiectant pentru a ști care sunt condițiile generale de branșare și racordare, parametrii hidraulici precum debit și presiune și condițiile de calitate a apei descărcate. Aviz tehnic de branșare-racordare. Aceste avize se emit pe baza unui proiect tehnic de specialitate. Ele reprezintă documentul prin care furnizorii de utilități stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor, racordurilor și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile interioare. O abordare greșită a unor UAT-uri este de a nu solicita prin certificatele de urbanism avizele tehnice de branșare, racordare, utilități. Aceste avize se pot obține după autorizația de construire. B. Alte avize.
avize acorduri emise de instituțiile teritoriale specializate pentru securitatea la incendiu, protecția civilă, sănătatea populației, avizul sanitar. Acordul de mediu. Actul autorității competente pentru protecția mediului, numit și acord de mediu, este obligatoriu pentru orice fel de lucrare și trebuie obținut pentru fiecare certificat de urbanism. Acordul de mediu este eliberat de către Agenția pentru Protecția Mediului. Dacă investiția se realizează într-o zonă protejată din punct de vedere al ecosistemelor naturale, atunci va fi necesar un aviz din partea Ministerului Mediului, cu referire la Programul European Natura 2000 pentru determinarea intervenției și modul în care flora și fauna vor fi afectate. Avizul de gospodărire a apei. Avizul de gospodărire a apei se solicită prin certificatul de urbanism. În cazul în care emitentul certificatului de urbanism omite menționarea avizului de gospodărire a apei, iar în proiect se propun o serie de lucrări care au legătură cu apa, foraje, amenajări în albia râurilor, descărcări, ape meteorice, etc., Agenția de Protecție a Mediului poate condiționa emiterea actului autorității competente pentru protecția mediului, cunoscut și ca avizul de mediu. Conținutul cadru pentru documentația de obținere a avizului de gospodărire a apei este reglementat de Ordinul 828/2019 privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a conținutului cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă. Autorizația de gospodărire a apei se obține de către beneficiarul lucrării pe baza unei documentații tehnice întocmite de persoane fizice și juridice atestate de Ministerul Mediului și Pădurii după execuția lucrării. Atenție! Documentația de obținere a avizului de gospodărire a apei și ulterior a autorizației de gospodărire a apei se poate realiza doar de persoane fizice sau juridice care sunt atestate de Ministerul Mediului și Pădurii. La baza emiterii avizului de gospodărire stau o serie de studii specifice, dintre care amintim studiul hidrogeologic, studiul hidrologic, studiul de inundabilitate, suplimentar solicitat de ABA și studiul hidraulic. Avizele, acordurile specifice. Avizele, acordurile specifice și alte studii sunt obținute prin grija beneficiarului autorizației de construire pe baza unor documentații elaborate de proiectant și impuse prin certificatul de urbanism în situații speciale. Avizele specifice se emit de către instituțiile administrației publice centrale sau de serviciile descentralizate ale acestora sau a altor instituții sau organisme abilitate. Acestea pot fi, după caz, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Administrația Drumurilor Naționale pentru autorizarea lucrărilor în zonele de siguranță și de protecție ale infrastructurilor de transport public, Ministerul Culturii și Cultelor pentru autorizarea executării lucrărilor la clădirile reprezentând monumente istorice și la cele amplasate în zonele de protecție ale acestora, Ministerul Apărării Naționale, Statul Major Central, Ministerul Administrației și de Interne, SRI și alte instituții similare, după caz, pentru autorizarea lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecție a obiectivelor cu caracter special, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru autorizarea lucrărilor pe terenuri cu destinație agricolă, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ANE Apele Române, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate,
Inspecția de Stat în Construcții, ISC, în cazul intervențiilor la construcții existente. Ce conțin aceste documentații? Conținutul documentațiilor pentru obținerea acestei categorii de avize este stabilit de fiecare emitent în parte, în funcție de problematica în cauză. Taxele legale pentru obținerea avizelor, acordurilor specifice, sunt stabilite de fiecare instituție în parte și avizul se eliberează în termenul legal de 30 de zile. Concluzii. Această etapă a unui proiect este importantă pentru că stabilește impactul tehnic, funcțional, social și economic al unei investiții și stă la baza documentației de obținere a autorizației de construire, respectiv al proiectului tehnic. Etapa de avizare trebuie înțeleasă ca un demers responsabil al autorităților publice locale în coordonarea și corelarea tuturor datelor ce stau la baza îndeplinirii cerințelor de calitate ale unui obiect de investiție. Avizele și acordurile pot introduce anumite condiționări în proiectare generatoare de costuri, care trebuie bugetate corespunzător la faza SF sau DALI. Documentația pentru obținerea unor avize și acorduri se face de către persoane fizice sau juridice atestate de diverse ministere, altele decât proiectanții de drept ai proiectului de investiție. Vă mulțumim că ați urmărit tutorialul de astăzi, în care am vorbit despre diferitele tipuri de avize și acorduri necesare unui proiect de investiție, importanța obținerii acestora și instituțiile care le eliberează conform cadrului legislativ în vigoare. Vă invităm să urmăriți episodul următor, în care vă prezentăm două etape necesare elaborării proiectelor de investiție, și anume studiul de prefezabilitate, SPF, și studiul de fezabilitate, SF.